Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de construcția mapei pentru Euro Truck Simulator 2 pe acest canal. În episodul trecut am rămas aici, am făcut drumul ăsta, reduce la un service. Deci ori veniți dincolo, ori dincolo, o luați aici. Pac și ajungeți la service. Să spun că nu știu ce mi-a aport asta. Asta vede de ce nu știu e. Probabil e de la asta, nu știu, nu mă bag. Mă pun și ce buriem pe mijlocul drumului. Deci cam asta am mai făcut. După care am mai făcut aici, am mai pus tractorul ăsta cu o combină foarte, foarte zgomotoasă. Și animat acolo, bun. Am mai pus gardul ăsta de beton și casa asta la fel aici curbă, pentru că așa este și în realitate. Ce trebuie să fac? Vale. Aici mi trebuie casă, acum nu mai fac nimic aici în zona asta, o să fac un pic mai târziu. Haideți să vă arăt ce am făcut și în partea asta de aici. Deci o să iau pe drumul ăsta de aici și am să vă arăt. Am făcut multe progrese, iar mi-a ieșit cum am vrut. Și uitați aici ce frumos a ieșit. Stați puțin, stați că se mai blochează din când în când. Deci uitați-vă și voi cum a ieșit aici. Deci și că mai am de pus copaci, mai am foarte mult de făcut. Dar până acum a ieșit foarte bine, deci chiar îmi place cum a ieșit. Uitați drumul care va duce la o altă companie, deci uitați, cam așa este drumul, este foarte lung și curbat și cu dealuri, cu toate cele frumoase. Vedeți voi acum, la fel aici este un pic înclinat, așa, aici am pus niște căpițe de paie, adică fân. Bun, și o să dau o textură galbenă în interior, o textură mai, pardon, mai deschisă, nu o să las iarba asta. Aici am pus copaci, deci am pus vegetație, buruieni și văd că se vede destul de bine. Bun, după care drumul ăsta va fi așa, cu gardul ăsta care mai are și erori. Dar chiar nu am ce să fac, nu mă mai complic cu el. Îl las așa. Deci, după este drumul ăsta așa. Acum sper să urce tirul de alul ăla. Deși cred că lucrul nu este așa de mare. Bun, în partea asta vedem noi ce punem în episodul ăsta. Deci, în episodul ăsta o să construim. Pentru că vreau să îi dau bice cu arta asta. Pac, și aici am ajuns la companie. După care mai avem un drum, iarăși cu erori. Și l-am mai făcut de vreo câteva ori și degeaba văd. Lasă să-l selectez pe omule. Dacă eu te-am pus așa. Cum stai frumos. Așa. Deci nu te mai miști aici. După care avem drumul ăsta, care are două ieșiri, cu eroare aici sau ce e asta, nu știu. Bun, drumul ăsta care am dubii că nu va urca tirul, pe ăsta sunt sigur că va urca, dar ăsta nu prea cred. Deci până aici nu cred că are tirul probleme, dar de aici începe să fie cât mai abrupt. Și nu știu ce o să se întâmple cu tirul, mai ales aici, deci aici e foarte mare, deci vedeți voi, va ieși în drumul ăsta, după care în drumul ăsta, bam, bam. Din momentul ăsta începem să construim mapa asta, că trebuie. 3, 2, 1, let's go! You follow, I got the right temperature, percent that you from.
Thank you.
astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și subscribe la canal dacă încă nu v-ați abonat. Atunci, haideți să vă arăt ce am făcut noi. Deci am pus gardul ăsta pe marginea drumului ca să nu te duci în prăpastie cu tirul, da? Să nu cobori pe aici la valiu sau lucruri de cobortul. Dar pe l-am pus gărduțul ăsta aici cu niște copăcei frumos. Aici nu o să mai pun nimic. Acum o să pun niște copaci pe dealul ăsta. Și uitați că aveți în descriere canalul Răzvan, dați acolo un like și să vă abonați. Până data viitoare, v-am salutat! Acum apasă tare pe accelerație. Mașina asta e unică, nu găsești comparație. Scoate 407-le, ne vedem pe stradă, trage bine. Și pe uscat și pe...